Bă, băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Salutare, bă, băieți, bine v-am găsit, fraților, la un episod de CSGO Prime Hacking, aici alături de băieții grei, de Vlăduț, de Smokies, de unde încă o dată Vlăduț, Patrick și Depression la cine? A, Uză, cred că te cheamă. Zice și voi ceva, mă, băieți. Andrei. Uză. Nu știu că e rezoluția asta, da, bă, băieți, by the way, jucăm. Mamă, mare one tap, jucăm cu configul lui Jaxi, bă, băieți, așa că mai scrieți-mi acolo cu ce configuri ați vrea să mai joc. Încă unul mort, încă unul. Mamă, Jaxi! Eu vreau să joci cu configul lui Andu. Da, o să jucăm cu configul lui Andu pe episodul viitor, bă, băieți. Mamă, cum mi se văd căcaturile alea. XD, ha. Du-te, mă, dracu. Mamă, 4 one tap, bă, băieți. 4 antapuri, bă, băieți, nice, city. Mamă, bă, băieți, deci configul ăsta lui Jaxi, top, bă, deci deja am început să joc ca Jaxi, bă, băieți, deci când am băgat configul lui Jaxi, am început să joc ca Jaxi. Deci nebun la cap. Dacă mai vreți episoade genul în continuare, dați fraților și voi acolo like să facem 1000 de like-uri la aceste episod. Și ultimul e aici, vreau să dau și un ace în prima rundă, dacă este posibil, și bam. Oh, bă, băieți, ace în prima rundă. Ăsta de ce vorbește pe joc? Bă, m-auziți, mă? Gata, mă. De ce trebuie să vorbești pe joc cu aici, terminat? Deșmecher. Serios? Ia dați, mă, băieți, o pauză, trebuie să mă joc până la bai, să-ți nebun la cap. Dați-o, băi. Mă, dă-mi Uzi, dă-mi și mie un AVP, te rog eu, că mi dau FOV-ul la maxim pe AVP și AE, cu Dumnezeu înainte. Ia să vedem aici. Gat, hai, dă-mi un AVP, te rog eu, mult Uzi, uite aici, bro, mersi mult de tot. Hai să dau un pic pe ea, mă duc pe ea. Duceți-vă, fiți duceți-vă toți, bă, că țin eu, să-mi bat picioarele. Dacă dau oraș pe azi, mor soți, dau ace. Dar duceți-vă toți pe B. Ei, Uzi a venit cu mine, aia e, mergi mai prost, băieți. Mă duc. Du-te, mă, pe B, că țin eu, au. Nu prea știe română. Nu prea știe, ia, ok, e unul pe rampă. Lasă, că țin eu, duceți-vă în caz de dau rotate. Deși îi scam toți pe A. Hai, mă, putu-te în gură, hai, mă, dă-i pic. Aha, a încercat să-mi dea prefire, stai că vedem aici cum îi rezolvăm pe băieți. Nu, uite-l cum vine, mă. Bravo. Unul mort. Și ultimul e pe rampă, hai mă bro. Mamă, mi-am băgat FOV-ul ăsta în blană, nu mai am nicio șansă, băieți, sunteți nebuni, 8 cu 1. Hai că îi dau un scop la ultimul, bam, oh, fuck. Ce are ăla, mă, pe mic, ce armă are? Scout. Aveți grijă să, bravo, mamă, i-am dat hit, gata, a dat Uzi rage quit, ești nebun la cap. Mamă, dar mi-apar notificări, mamă, cât de mare se vede Steam, nu înțeleg cum poate să joace Jaxi pe rezoluția asta cu aia. Adică, mamă, gata, tactical time, e de la noi, am crezut că au dat ei tactical time-a să-și bage rage-ul. Mamă, dar nu știu, mai ciudată rezoluția, adică e prea mică rezoluția, nu înțeleg cum poți să ai monitor, cred că Jaxi are deja monitor de 360 de Hz cu aia, l-au sponsorizat ăștia. Are. Și joacă pe rezoluția asta, mă. Dom, pizda, mă, si de treabă, că eu aș juca pe rezoluție mică, n-ai, eu cum am monitor de 60 de Hz, ba, rezoluție mai mică, că merge CS-ul la 80 de Hz, dar ia uite-l pe ăla ce pic a încercat să-mi dea tot copilul. Eu joc pe rezoluție mai mică ca să meargă în 75-80 de Hz monitorul, știi, dar nu înțeleg, mă, dacă ai monitor, dita mai monitorul... E un under. A, e under, las că le-au acum, bro, îi dau un scop, ești nebun. Hai, bro, a venit GF-ul, bravo, Patrick. Asta așa cum mă mâncă urechea, lasă-mă pe mine, Vlăduț. Păi eu te văd, așa, mersi. Hai, repede, să vedem ce le facem la băieții de aici. Hai, mă, dar uite că mă știe Bulangiu, nu vrea să-mi dea pic. Hai, bro, vină încoa. Mort și ultimul unde. Bine, mă, băieți, bravo. Hai, mă, că se joacă meciul ăsta. Eu cu poza asta cu Eliuță. And I cheater? No, I'm not. Lol. Mi-o fi dat unmute, că mi-am dăm CS-ul mut automat. Am mai multe lo decât... Mamă, ce care... What? Bine, Patrick, pe spam ești nebun. Dacă spamează și ea. Păi, da, bineînțeles. Dar cum naiba ai făcut-o să dispară? Dacă pui caracterele alea în arabă să dispară tot chat-ul, eu nu înțeleg. E o chestie la care ai dat-o copy-paste sau care-i faza? Da, mi-a dat urmă. What the fuck, ce tare. Spea, băieți. Da, Depression, că le iau eu. Unul mort. Doi morți. Aoleu, m-a spart. Doi morți, bine. Și ultimul e top. Adică mai e unul pe rampă. Și unul palat, cred că. Unul e pe mid. Dați-mă, bă, băieți, că jucăm ca Jaxi azi. Mamă, ce backtrack i-am dat ăla, i-am dat backtrack de 400 de milisecunde. Bravo, mă, băieți. Mamă, sunt prea obvie setările astea, dar dacă tot am configul lui Jaxi, să și joc ca Jaxi, nu? Să ne conformăm așa regulilor de vigoare. Nu știu ce să zic, mă, mie nu mi se pare. În urmă au dat ei ciudat un pic, dar acum nu mi se mai pare, sincer, că e ceva dubios. Dă-te, bă, eu ce mă blochează Uzi. Băi, coaie, vreau și eu să dau un pic și mă blochezi. Dai, mă, du-te tu acolo și dă-i pic, dacă asta vrei. Hai să încercăm să facem schema asta, Luzan, cu... Na... B. Tu, coaie, ce faci? Am vrut să mă întorc. Mamă, nu sunt... A, tu ești Cristi, e clară treaba, de-aia ai unul cu doi în puii mei. Dați-i, mă, să dau un pic pe... Nu-i nimeni, B, coaie. De ce stați pe B, că nu-i nimeni, B?
Nu-i, se duc under, cred că. A, ba nu, unul top mid, băi. Ăștia se duc ori pe ea, ori stau undeva, nu știu unde se ascund. Dai repede că îi dai eu pic. A, da, 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 s-au pus în bază deja, s-au dus în bază, sar unul pe altul. Cred că, a, ba nu, se duc toți pe rampă, dau oraș pe rampă, duceți-vă repede, că dau oraș pe rampă cu shift-ul. Dau oraș pe rampă cu shift-ul, băieții. Hai că mă duc repede să iau pe la spate, bravo, mă. Ți-a dat one tap, ți-a spart capul. Hai că dau eu repede, mamă, ce bani hap, fac cu config-ul lui Jaxi, bă, băieți, nu vine să cred, dai repede să luăm pe băiatul ăsta, bam. L-am, coaie. Na, mi-a furat kill-ul, mi l-a luat de sub nas. Hai, vino, bossule, vino, nu fugi niciunde, bossule, nu fugi niciunde, am zis. Mort. Care trage, mă, după mine, Smokey, ce-ai, mă, bro, vrei report pentru grif? Ce-ai băut? Ești nebun la cap, vrei să-ți dau report pentru grif, bro? Fuck cheater and report him. Da, mă, ăștia nu știu că voi sunteți primate cu mine. Coie, care spamează în halul ăsta tastatura aia? De... Mi s-a blocat du, scuzați-mă. Da, mă, mi s-a blocat du. Mi s-a blocat du, băieți, mă, scuzați. Puii mei, coie, only knife, only mid. Nu, ziceți toți, no. A, s-a spamat ăla. Mamă, chiar ăștia chiar sunt cu cuțitul toți pe mid, dă-te-mi puii mei. Doi morți. Trei morți. Patru morți. Lejer, băieți, și ultimul under, ultimul under. Lasă-mi mie, lasă-mi mie să dau aici, lasă-mi, băi, coaie, Vlăduț, du-te, mă, drecu. Mamă, ce nou scop i-am dat. Ce nou scop i-am dat la Vlăduț. Ziceți toți, fiți să scrieți nou și zici, dați enter când vă zic eu. 3, 2, 1, enter. Așa. Păi ce naiba, noi am venit aici să câștigăm, nu să dăm cuțit pe midi, ești nebun la cap. Minus AKK, minus brain for you. Ui, am zis-o aici, am zis-o. Bă, dar nu știu de ce nu dau surrender, băieții, că ne fac așa meciul doar useless. Și ce zic, mama, au dat smoke pe, a dat Patrick smoke. Bravo, Patrick, n-ai smoke. Ah, mama, vezi că a fost cel mai... Mamă, ce am dat-o prin smoke la ăla. Hai, dați, dați, lasă-mă, mama, mă enervează că Jax își schimbă. Mamă, nu s-o obișnuit deloc cu chestia asta. Dați-o. Băi, coaie, m-ai blocat și puteam să le iau prin perete. Dai, cum uit aici în spate, bro. Asta e poziția lui. Care? Asta e poziția lui Jaxi, vedeți ce poziție lui Jaxi fac eu aici. Ah, nu! Mă mai și blocați, incompetenți, coaie, incapabil, incapabil. Dă că dau raș pe ei. Mamă, ce nou scop am putut să dau. Hai că dau repede raș pe ultimul din apartamente, bam, nou scop, bine. Mamă, nicio treabă n-am, coaie. Îmi iau bani dacă te omor. Nicio treabă n-am. Nu pot. Joc obvious second cu configul. Mamă, am 21 cu 1, coaie. Mamă. Bine, mă, băieți. Bine, ați dat-o bine aici. Eu nu înțeleg de ce nu dă, mă, nu dă nimeni abandonul. Dar are minus 1 cu 8. Băi, cineva mai praf decât Cristi în meciul ăsta aici, nebun la cap. Kick me please, kick me please, kick me please. Ah, ok. Ia zi, bă, Smokey. Nu capis și din. Bă, lasă-l, mă, pe Nokia pe la care 1 cu 8 în puii mei. Ești nebun la cap. Ce are? Te-aș întreba, Tom, why, coaie. Trebuia să zici de ăla, de old boy, că are hack-uri, coaie, care minus 1 cu 8. Ești nebun la cap, n-am avut așa scor în viața mea, cred că nici dacă joc legit, n-am, nu pot, nu sunt stare să fac așa scor. Nu. Andu, da. Andu. Bine, 2 kill-uri, 3 kill-uri, 4 kill-uri. Mama, e 100 ping. Da, a, nu, ăla e de la backtrack, mie merge normal, da, am backtrack-ul dat în blană și de-aia. Mamă, ace, bă, băieți. Băi, nicio șansă, mă. Eu zburat arma până-mi. Mamă, coaia, 26 cu 1, să-mi bat picioarele, mă, băieți. Vedeți, mă, ce înseamnă să jucați cu configul lui Jaxi? Deci nu uitați, dacă vă băgați configul lui Jaxi, așa o să ajungeți să jucați și voi, să aveți scor de 26 cu 1 în runda 8-a. Iei tu poziția de pe bancă. Hai că mă duc, hai că mă duc atunci. Hai că îi folosim poziția lui Jaxi de pe bancă, să vedem cum funcționează. Kick me, please, ăla tot cu kick me. Bă, dar chiar ar putea, coaie, să dea abandonul. Da, mă, puteam să pun și skin-urile, că mi-a zis cineva în comentarii. Coaie, mi-am luat mare, ok, i-am dat prin flash, cred că. Mai dă un uraș, băi, eu dau. Nu! Nu! Mă omoră, era, mama, am murit cu config-ul lui Jaxi, băieți. S-a terminat, hai, Vlăduț, arată-ne ceva frumos. Bine, a, nu l-ai luat, ok. Ia-l prin smoke, coaie, n-ai tupeu să-l iei prin smoke, Vlăduț. Nu le-au, mă, lasă-mă. Ce mai, mă, nu vezi cum joc, am 27 cu 2 și nu-mi iau bani și ție ți-e frică, ești nebun la cap. Avem și un spectator pe meci, ăsta e Jaxi, se uită și e mândru de mine cum joc cu configul lui. Jos, se zine jos. Bravo, mă, Uzi. Mamă, ce joacă Uzi, bă, ăsta, Uzi, nu-mi dai și mie cuțitul ăla să fac o schemă cu el? Nu faci cuțitul ăla să bag așa coduri pe cont să vedem dacă-mi iau bani cu cuțitul în inventar sau sal? Ce zici? Nu facem o afacere. Cât vrei pe cuțit, fără mișto, dacă îți dau acum 100 de euro, îmi dai cuțitul ăla? Hai că-ți dau dacă ești nebun la cap, la 80 de euro în primul. Nu, lasă. Cât e cuțitul ăla? 110. Na, dacă-ți dau 120 pe el, mi-l dai? Cash, real life, vin la tine unde stai și ți-l dau banii. Nu mi-l ai, da?
Coaie, ești nebun, eu și dacă aș avea carambit în puii mei, dacă mi-ar da 1.50% din prețul cuțitului, mă piși pe el pe cuțit, Buckskin Changer, ești nebun la cap. Bine. Păi da, dar dacă ai dat un ban pe el, nu ți-o vezi. E, n-a dat, mă, ce bani a dat săracul ăsta pe el, că l-a dat și el o țeacă de aia și l-a luat, ești nebun la cap. Ce bani să dea Cristi pe... Da, îl știu eu aici sus. Hai mă, bossule, dă-mi pic. Ia uite-l, coaie. Bravo, bravo, Patrick. Dar care, eu nu înțeleg, deci fii o zi care. În fine, zi, Smog, zi, ce vrei să zici? 2060 de euro pe cuții și ți-l dau. Cât e, ce iată? Mamă, dai ruginitele alea tale, coaie. Ești nebun. Bă, dar fără mișto, vezi că ți l-aș lua, coaie. Nu glumesc, chiar ți l-aș lua să-l bag pe contul lui fratele meu, că pe contul ăla lui fratele meu mă mai joc ce se legit din când în când, știi? Și are, are inventar, are inventar de vreo 12 euro și ar merge și un cuțit. Adică mi-am luat de 12 euro, aveam avut 12 euro în Steam Wallet, aveam 2 euro că am vândut eu nu știu ce și mi-am mai băgat eu 10 euro, știi? Și am umplut inventarul, efectiv are skin pe absolut orice armă. De 12 euro i-am luat skin pe toate armele și aș vrea și un cuțit, știi, să arate așa șmecher. N-ar merge? Păi da, bineînțeles. Uite-te pe skin Baron. Da, păi acolo, pe acolo dădea țepe un prieten de-a meu. Nu pe skin Baron, dădea țepe și după aia vindea skinurile pe skin Baron ăla și scutea banii pe real life. Ai, broadere. Păi da, dai cu taxi, cu din ale. E, dă-le drecu de taxi, ești nebun la cap. Mamă, nu-mi place că Jaxi sare de pe rotița asta, urăsc la toate. Uite-l pe ăsta cu aia. Hai mă să-ți dau cuțit, bro. Nu. Bine. Nu știu, mă, meciul ăsta deja e prea easy. Cât e ora? 7:30. Hai că mai băgăm un meci după ăsta cu aia, că s-au fost prea easy meciul, n-am făcut nimic. Mă rog, am făcut, ești nebun la eu cap. Cred că mă urc în MG, 100%. Zici, mamă, eu sper să fac Legendary Eagle, dar după abandonul ăla de ieri, cred că nu mai fac nimic, ești nebun la cap. O să joc eu 100 de meciuri una după alta, că nu cred că mai fac eu. Da, știu, nu cred că mai fac, nu cred că mai fac eu Legendary Eagle, ești nebun la cap. Eu am aproape 3000 de ore pe contul ăsta, am 2886 sau ceva de genul. Da, 2866 de ore am. Fac imediat 3000 de ore, avem și orele lui Jaxi, bă, băi, mamă, ce nou scop era să-i dau la băiatul ăsta. Băi, coaie, termină-te. Ba, l-a omorât Fire, ok. Așa, hai să dăm repede oraș pe palas, fac și-o 40 de kill-uri meciul ăsta, că mă ajută la rencap. Ok, unul mort, hai și tu, bossule, aici, doi, ah, ok. Hai mă, bossule. E, ăsta se învârte, păi îi dau wallbang pe aici. Hai mă, bossule. Băi, coaie. Băi, coaie, nu merge să dai wallbang pe aici, ce pana mea. Na, a vrut și el să fac o schimă, ia să luăm AK-ul, bă, băi, să vedem cum joacă Jaxi cu AK-ul, că eu știu că Jaxi e cu AK-ul și cu M4-urile mai mult, nu? Din câte știu eu. Nu prea joacă bot. Nu-ți dau mă niciun scor de temă. Așa, care ești, mă? 35 cu 2 face Jaxi. Ia pe Faceit la level 10 4000 elo. Acolo face. Bă, vezi că joacă Jaxi, ești nebun la cap. Adică a, face lejer 30 de kill-uri cu aia pe Faceit la level 10. E jucător de jucător Jaxi. Dar uite că l-am trecut aici. Ba, nu, cred că zic sincer că Jaxi, cred că dacă juca la rankurile astea facea mai multe kill-uri decât am făcut eu până acum. No. Ba. Bă, ce acuia ești nebun la cap, joacă Jaxi, intră în ei, îi rupe ea. Ok, asta nu cred că o făcea Jaxi chiar în halul ăsta să-l tragă pe ăla în țintă, dar se acceptă, ești nebun, hai să dăm repede oraș pe rampă. Am ce dau ăștia surrender. Păi nu, dă nimeni abandon, nu se riscă nimeni să-și ia ban. Bă, lăsați-mă să dau ace, vă rog eu frumos, ia uite-l pe ăsta. Da. Doi morți. Lăsați-mă să dau ace, ești nebun la cap, să iau și eu Legendary Eagle-ul ăla, că l-aștept, ia uite-l cu aia. Lăsați-mă să dau ace, nebun la cap, hai bro, a venit G-fuel-ul, bro. Hai bro, a venit G-fuel-ul. Ok, am dat ace. Mamă, 40 cu 2. Na, mai zi ceva, Smokey. Ziceți și voi, mă, băieți. Dacă suntem, de fapt nu suntem aproape de Legendary Eagle, ca pe Golova. Na. Puteam să dăm de miți un match, că e pe live acum să joacă. E pe live? Poate dăm, ești nebun la cap. Băgăm un Legendary Eagle acum în lobby, băgăm un lem și dăm de miți, ești nebun, îi dăm stream snipe cu aia. Îmi zici când dă search la mesh și îi dăm stream snipe. Mamă, jur că eu mi-aș băga rage pe contul meu doar ca să mă văd acolo pe live la Mitsu cum am băgat rage. Băi, coaie, cine a dat flash-ul ăla e cel mai dobitoc om de pe planeta asta. Deci cine a dat flash-ul ăsta poate să se omoare. Unul mort, doi morți. E, du-te în drecu. Trei morți, bine mă. 12 MVP-uri în 14 runde. Bine, fac și eu 14 MVP-uri meciul ăsta. Adu-i pe Defen în până la ce pe așa. Defen? Dă-l mă drecu, ești nebun, pe Defeniandu. Team Irlandau. A? Because we can, lol. Na, i-am întors-o. Lol. Da mă, păi da ce naiba, hâ. Hai că dau oraș pe ea. Da. A, cine are mă 3666 de ore? Tu? A, păi te ajung lejer, ești nebun la cap. Peste două luni o să am mai multe ore decât tine. Unu mort. Doi morți.
Bravo, bravo. Băi, mai e unul aici. Trei morți. Dacă le-au vreau pe ultimul, vreau pe ultimul să iau, să am MVP-urile, bro. Să am MVP-urile pregătite, bro. Bine. Hai mă, că fac 14 MVP-uri meciul ăsta, să-ți nebun la cap. No cap, și mamă, după ce am 47 cu 2, mai și zici că ăla are hack-uri de la ei, coaie. După ce cam 47 cu 2 scor în pâine. Se omoară de fezic o dată. Why, OMG, I kill you. Eu cred că te omoară pe tine, bă, Smokies. Eu cred că te omoară pe tine ăla dacă să-l mai enervezi mult, ești nebun la cap. Mamă. 47 cu 2, bă, băieți. Jucați cu config-ul lui Jaxi dacă vreți să aveți scoruri de-astea nebune de 47 cu 2. Dați-mă să dau oraș, dați-vă să dau oraș. Unu mort, doi morți. Lejer, mă, băieți. Mama, ia doi la ea, să mai dau și eu ultima rundă dacă tot. Trei, băi, cu aia mi-ai furat ace-ul de sub nas, ești nesimțit. Ba, na, ace nu mai dau oricum, dar să-i iau pe ultimii doi măcar, să iau MVP, ultimul MVP. Bravo, mama, mi-a sărit ținta la ultima, am făcut și eu 50? Am 50 fix? Băi, n-am luat rank up, am 51 cu 2 și n-am luat rank up. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod de CSGO Prime Hacking, care am dat cu config-ul lui Jaxi de le-am spart capul la băieți nebun. Băi, scor de 51 cu 2. Nu cred că a avut Jaxi în viața lui 51 cu 2, ești nebun. Ba, a avut 100%, da? În fine, bă, băi, sper că v-a plăcut acest episod. Dați și voi acolo un like, să facem 1000 de like-uri la acest episod. Scrieți acolo în comentarii cu ce config-uri vreți să mai joc în următorul episod, nu știu. Adică am jucat cu Alu Pala și cu Alu Jaxi până acum. Dacă mai știți youtuber de ăștia care joacă bine și vreți să joc cu config-ul lor, dați acolo un comentariu și poate că în următorul episod din această serie o să fie chiar comentariul vostru alesul. Ziceți și voi ceva, bă, băieți, așa ca de încheiere. Salutare, voi băieți. Salut. Salut. Dacă era Ando aici, zicea o dedicație frumoasă. Bă, fraților, da. Sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare. Salut.